nu pot să nu te întreb de Crăciun. Ia zi-mi, ești genul care stă în bucătărie și gătește sau genul care comandă? Nici una, nici alta. Sunt genul care are o familie numeroasă, mamă, bunică, soacră, mătuși, de toate. Și nu, n-a susit chiar momentul ăla să-mi fac eu grijă de Crăciun, să pun masa, să masa o pun. Dar nu neapărat cu mâncarea făcută de mine. Și nu e o rușine treaba asta, doar că stau destul de aproape de ai mei. Și vizitele la socri sunt destul de dese. Ar fi culmea să-mi dau sarmalele, să dau lui maică-mea sarmalele înapoi ca să fac eu sarmale. Ai pe bune, cine face asta? Dar în general așa să știi că mai gătesc din când în când. Adică nu dau foc bucătăriei, nu mor de foame cu mine, știu să gătesc. Crăciunul înseamnă pentru mine acasă, întotdeauna. Pe 24 împodobesc bradul, nu din luna noiembrie, mulțumesc. Pe 24, încă de mic, așa am învățat, e spiritul Crăciunului, domnule, ce să faci. 25, masa în familie, cum spuneam, și apoi 26-27 e loc și de prieteni, și de ieșiri, și de ce-o fi. Dar eu trag cu casa. Ia zi, când vine vorba de cadou, te duci la soțul tău și îi spui, uite, asta vreau de Crăciun? Niciodată. Niciodată eu nu am spus ce-mi doresc, nici el, că ne mai întrebăm așa, uite, ți-ar plăcea sau îți place genul acesta, sau... dar niciodată nu s-a pus problema, du-te și cumpără-ți. Nu. Mi se pare de bun simț să te duci, să te agiți, să transpiri în magazine, să te uiți dimineața și până seara pe site-uri online și să te agiți, domnule, că ai cadou, ăsta e cadoul, nu? Da. Da. Când vorbim despre cadouri, așa că mergem împreună la shopping, n-am o problemă să ne cumpărăm în același timp. Dar când e vorba de Crăciun sau zi de naștere, da, aștept surpriza. Așa. Uite că e o perioadă în care foarte mulți au diferite credințe cu privire la mâncare. Orică se ține post, orică se face un detox, orice. Faci lucrurile astea? Eu cred că dacă pentru unii ține de detoxifiere și pentru alții ține strict de credință, pentru mine ține în a fi o chestiune personală. Poate că dacă spun acum, da, eu țin post negru, țin toate posturile, nu cred că impresionez pe nimeni. Poate alții m-ar ridica în slăv sau poate alții m-ar critica și ar spune, dar cui pasă că ții tu post? Adică cu cine ajută pe noi omenirea că ține la strina Mary post? Nu, cred că e o chestiune personală și atât, nu trebuie să te lauzi, cum nu e de lăudat nici dacă mergi la biserică, nici dacă... Dar sunt credincioasă. Asta da, pot să spun că, Doamne iartă-mă, nu ne ferim. Da, păi voiam să te întreb și asta, pentru că voiam să știu dacă mergi înainte, păstrezi tradițiile astea. Atunci când simt nevoia, uite, sunt momente, știu că se spune că e foarte bine să ajuți ori de câte ori ai ocazia, dar nu știu dacă vi s-a întâmplat, eu am și momente când chiar simt nevoia să ajut. Nu neapărat când s-a evit o ocazie, am zis, uite, mi s-a întâmplat un lucru atât de frumos, încât acum, hai să mergem undeva, hai să dăm ceva, hai să donăm, hai să... Și cred că ar trebui să facem asta oricând, nu doar în preajma sărbătorilor. Foarte frumos ai zis. Simțim. Da. Nu, și voiam să te întreb cu biserica, dacă la fel simți să te duci sau, uite, te duci mai des de sărbători. Când simți? Când simt și cred că așa ar trebui să facă fiecare om. Unii ar spune că mergem doar când dăm de vreun obstacol, de vreo greutate. Nu știu dacă e bine sau nu e bine. Alții ar spune că o se duc în fiecare zi și le merge mai bine. Repet, fiecare cum simte. Merg și în preajma sărbătorilor, merg și în afara lor.